Zi de mare sărbătoare pentru creștini ortodoxi. După Duminica Pogorârii Sfântului Duh în luna Rusarilor sau luna Sfântului Duh este prăznuită Sfânta Treime. Credința în Sfânta Treime este învățătura principală a Bisericii Ortodoxe. Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură și formulată apoi de Sfinții Părinții ai Bisericii la primele două sinoade ecumenice, când a fost stabilit crezul sau simbolul de credință mărturisit la slujbele bisericești. Toate rugăciunile noastre care încep Încep cu evocarea Sfintei Trăime. De aceea spun că este cea mai mare sărbătoare. Când zic Sfânta Trăime zici Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhului Sfânt. În această zi de sărbătoare, la porți și la intrarea în casă, se arborează ramuri verzi de nuc sau de tei sfințite la biserică. În unele locuri exista obiceiul ca femeile să stea la răspântie așteptând trecătorii cu ștergare și vase mari cu apă pentru a le spăla picioarele. Obiceiul se țină în amintirea primirii și spălării picioarelor celor trei îngeri care semnificau Dumnezeirea de către patriarhul biblic Avram. Potrivit credinței populare, în a doua zi de Rusalii, nu se coase, nu se taie, nu se tunde și nu se face curat în casă, nu se curăță grădinile, nu se muncește la câmp și nici în gospodărie.